Astăzi, porțile penitenciarului Drobeta au fost deschise pentru toți cei care au dorit să viziteze această instituție. Curios să cunoască ce s-ascunde în spatele gratilor, zeci de locuitori din municipiu au participat la acest eveniment. Vizitatorii au avut ocazia să vadă celulele deținuților, sălile de activități, curțile de plimbare și spațiile destinate vizitelor și programelor de reintegrare socială. Sistemul penitenciar le acordă tot sprijinul, îi ajută să reintegreze, să meargă la muncă și deținutul trece ușor peste pedeapsă. A fost coadă la poarta penitenciarului din Drobeta, Turnul Severin. Zeci de persoane au profitat de ziua porților deschise pentru a vizita locul de detenție pentru aproape 300 de deținuți. Curioși, oamenii au dorit să vadă cum arată spațiile de detenție și cum este organizată viața celor de aici. Am mai vizitat sectoarele penitenciarului Drobeta, Turnul Severin în alte proiecte împreună cu colegi de liceu și alți prieteni. Nu mai este aceeași emoție, atunci a fost prima dată când am intrat într-un penitenciar. Acum este puțin mai detaliat pentru că ne arată armele lor, ce dotări folosesc, mașinile prezentate în detaliu și restul sectoarelor. Pe lângă curiozitatea generală, evenimentul a stârnit și interesul pentru o potențială carieră în domeniu. Cum ți s-a părut experiența de astăzi? Ai mai fost până acum într-o astfel de instituție? Nu, pentru mine este prima oară când vin într-o astfel de instituție. Turul făcut de ofițerul penitenciarului mi s-a părut foarte interesant. Am anunțit și așa, o imagine de ansamblu a fost chiar foarte interesant. Spune-mi dacă după această vizită te-ai gândit la o potențială carieră în acest domeniu. La o potențială carieră s-ar putea, deoarece mi s-a transmis că este un domeniu foarte bine plătit. De fiecare dată când vin, devine din ce în ce mai interesant. Cum ți se pare ție acest loc? Cum l-ai descrie? E mare. Îmi place aici, pentru că nu vin de foarte multe ori. Și așa. Crezi că ai putea să urmezi o astfel de carieră în viitor? Te-ai gândit să te faci polițist de penitenciar? Da. Penitenciarul Drobeta are regim semideschis și deschis și mai are o secție exterioară în comuna Vânjuleț. Evenimentul de astăzi a fost dedicat celebrării zilei personalului din sistemul administrației penitenciare, Poliția Penitenciară, din dorința de a prezenta publicului modul în care desfășoară activitatea profesională polițiștii de penitenciare. În cadrul vizitei, cei interesați au avut posibilitatea de a lua contact cu mediul penitenciar, de a vizualiza spațiile de cazare și de a asista la activitățile desfășurate de polițiștii de penitenciare în cadrul secțiilor de deținere. De asemenea, le-au fost prezentate demersurile recuperative de educație și asistență psihosocială care se desfășoară în așezămintele de deținere în vederea reintegrării sociale a deținuților după punerea în libertate. Astăzi, porțile penitenciarului au fost deschise pentru comunitate, în slujba căreia polițiștii de penitenciare se desfășoară activitatea zilnic. Evenimentul Ziua Porților Deschise a fost organizat în contextul sărbătoririi apostolilor Petru și Pavel, o zi cu semnificație specială pentru agenții din penitenciare. Acest fiind, sunt considerați ocrotitorii celor care lucrează în aceste instituții.